Rețeaua medicală a județului Galați s-a îmbogățit cu o nouă secție de pediatrie în cadrul Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, grație unei investiții de 1 milion de euro din bani europeni realizate de Consiliul Județean Galați. Saltul calitativ al noii secții de pediatrie este unul absolut remarcabil dacă ținem cont că vechea secție funcționa într-un spațiu de numai 100 de metri pătrați. Noul corp spitalicesc a fost construit de la zero și este de 5 ori mai mare față de cel existent în prezent. După cum a precizat președintele CJ Galați, Costel Fotea, noua secție de pediatrie face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a unității spitalicești în valoare totală de peste 6 milioane de euro. Aceste investiții se justifică și din prisma numărului mare de pacienți care vin să se trateze la spitalul din Târgu Bujor, inclusiv locuitori din comunele din apropiere, precum Băneasa, Drăgușeni, Băleni, Smulți sau Vlădești. 20 și ceva de mii de oameni pășesc pragul acestui spital. Adică gândiți-vă la 21 de mii de oameni, minim, peste 20 de mii de oameni, anual, care vin să găsească alinare, să găsească ajutorul medicilor, personalului medical de aici, de la Târgu Bujor. Copii sunt peste 2000 de copii care anual vin să fie tratați aici. Sunt doar câteva cifre așa în mare pe care vi le spun, nu ca să impresionăm, ci ca să vă vedeți de ce este important și ce importanță au aceste investiții în această regiune. Pentru că acești 20.000 de oameni ar fi trebuit să meargă la Galați, să meargă la Spitalul Județean și la celelalte spitale. Noua secție de pediatrie va cuprinde nu doar saloane moderne, dotate cu echipamente și mobilier medical de ultimă generație, ci și spații pentru părinți, spații de joacă și chiar spații pentru derularea unor activități școlare. Saloanele au fost și ele personalizate, astfel încât micuții pacienți să se simtă într-un mediu prietenos, din care nu lipsesc nici măcar eroi din povești. Însă adevărații supereroi de la spitalul din Târgu Bujor sunt cadrele medicale, dedicate din toată inima micilor pacienți. Asistentele pot supraveghea pacienții din partea aceea. Da? A trecut pe lângă el și poate nu a dat important, s-a spus că este un salon obișnuit, dar este un salon obișnuit, dar cu supravegherea... Adică ideea este că e o cameră acolo, la mijloc, între două saloane cu geamuri, asistenta stă la mijloc și poate să supravegheze pacienții micuții și în salonul ăsta și în salonul de acolo. Cam așa arată un cabinet medical al unui medic cu ecograf. Putem efectua ecografie Doppler. Putem efectua un ecograf. După cum vedeți, acela are și un Doppler color. Este special. Acolo este consola de oxigen. După cum vă spuneam, pereții sunt decorați cu desene animate colorate. Aici servesc masa. Există grup sanitar cu duș în fiecare salon din toată secția. Pacienții au un sistem de veghe și de iluminare la fiecare pat, sistem de alertare asistentă în cazul în care au o urgență și pot comunica cu asistenta la oficiul de asistente. Eu lucrez de 43 de ani aici. Și eu de 30. Și cam memoria mea nu ar mai putea cuprinde atâtea modificări cât s-au făcut în ultimii ani. Sunt aici. Da. Într-un timp foarte scurt. Da. Este privilegiul colegii, asistenta șefă de pediatrie, care va lucra într-un spațiu atât de generos. Și de mi-am notat. Imaginat că voi prinde să lucrezi în asemenea spațiu. Pentru a înțelege transformarea prin care a trecut secția de pediatrie, am fost invitat să vedem și unul din vechile cabinete, prea mici pentru nevoile spitalului. Asta e cabinetul medicului în care făceam și consultații. Asta era secția noastră. Cât un dormitor, așa. Da, ca să... Am atât. Vedeți de unde am pornit? Și câtă bucurie ne-a adus proiectul acesta. Oamenii nu înțeleg. Și poate doar noi, cei care lucrăm în sistem și care am lucrat așa, ne dăm seama câte lucruri frumoase s-au putut face pentru micuții noștri pacienți. E o bucurie pentru dumneavoastră. Pentru noi toți. Eu mă bucur pentru pacienți. Pentru mămici, pentru copii, pentru bunici. Că ei sunt fericiți. Și noi suntem fericiți cu ei. Da. Cam așa era micuța secției.
Procesul de modernizare la spitalul din Târgu Bujor continuă și nu peste foarte mult timp va fi gata și extinderea ambulatorului de specialitate și a blocului operator. Ironia sorții este că, la un moment dat, într-un elan reformator, spitalul din Târgu Bujor a fost la un pas de a fi desființat, fiind considerat prea mic și neînsemnat. Din fericire, grație investițiilor CJ Galați, grație devotamentului medicilor, acest lucru nu s-a întâmplat.